Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți Actualitatea Live. Invitatul meu de astăzi este domnul Nicolae Alexandri, directorul TCE Ploiești, Transport Călători Express, fostul RATP, așa cum îl știm cu toții. Bună ziua, domnule director, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună ziua și bine v-am găsit. Domnule director, mă gândeam la dumneavoastră înainte de emisiune și mă gândeam că ați avut parte de o săptămână bună. Iată, avem tramvaiul copiilor în Ploiești. Ați primit și niște bani de la Consiliul Local într-o ședință extraordinară, vi s-au alocat niște bani. Pare a fi o săptămână rodnică pentru dumneavoastră. Da, a fost o rectificare la nivelul Consiliului Municipiului Ploiești și noi mai aveam niște facturi restante, ni s-a alocat și nouă sumă. Am plătit, în felul acesta vom avea plan să plătim lichidarea din 15. E o săptămână bună, am dat drumul și la tramvaiul copiilor. Da, e sfârșit de an. Pot să spun că nu au fost sincope foarte mari în activitate în acest an 2022. Asta voiam să vă și întreb. Cum a fost anul ăsta pentru TCE Ploiești? Pentru transportul public din Ploiești? Pe ansamblu pot spune că a fost un an normal, un an bun, da? Nu au fost lucruri grave, n-am avut probleme așa mari cu banii. Bun, avem o eșalonare, dar am reușit să ne ținem oarecum de ea. Ca întotdeauna trebuie să înțelegi și situația municipiului. Am încercat să colaborez cât se poate de bine cu executivul primăriei, cu Consiliul Local în general, pentru că știți foarte bine și noastră, presiunea pe bugetul municipiului a fost foarte mare în acest an. Știm foarte bine și presiunea care vine din zona termiei și încercăm toți ceilalți care conducem deconcentrate, să spunem așa, ale primăriei, să înțelegem situații de genul ăsta și să le acceptăm și să sperăm că anul viitor lucrurile vor fi mai bune. Da, să sperăm acest lucru, domnule director. Spuneți că a fost un an obișnuit, un an lipsit de probleme majore pentru TCE. Cu toate acestea ne putem gândi că ploieștenii, de exemplu, poate ar fi fost bucuroși să vadă mai multe mijloace de transport în comun, noi, moderne, civilizate, pe stradă. Așa este. Pot să spun că și aici am făcut niște pași, chiar dacă am avut o veste tristă. Avem și vești bune. Bun, nu a ținut nici de Consiliul Local, nici de noi. Nu am reușit să ducem la bun sfârșit achiziția pe Ministerul Dezvoltării a celor 20 de tramvaie. Asta nu s-a datorat nici municipiului, nici nouă. Acolo a fost vorba de niște procese care au durat foarte mult în justiție, s-au războit în justiție ofertanții. Procesele s-au finalizat foarte târziu. Producătorul nu mai putea face în timp util construi acele tramvaie. Am reușit însă să găsim o soluție alternativă, să transferăm acele 20 de tramvaie pe PNRR, dar clar va mai dura destul de mult, 2-3 ani până când vom vedea și tramvaie noi. Totodată am reușit să lansăm și o licitație pe 22 de autobuze electrice, altele decât cele 9 care deja sunt la noi în curte și urmează ca de la 1 ianuarie să intre în circulație pe traseul 2. Săptămâna viitoare vom face recepțiile, începem să finalizăm recepțiile la aceste 9 autobuze electrice. Alte 22 se va lansa deja în procedură de achiziție, caietul de sarcini este finalizat deja, se va lansa achiziția efectiv. Și zic eu că ușor, ușor, parcul auto începe să mai primească și mijloace de transformare. E dificil, e multă birocrație, sunt și sincope. Legislația pe achiziții, din nefericire, permite încă ofertanții să prelungească, să spunem, acest procedeu prin atacarea în instanță a deciziilor luate de către cei care organizează licitații. Da, și de obicei toate aceste proceduri, contestațiile survenite în urma licitațiilor, durează
foarte, foarte mult, luni, poate chiar și un an sau poate și mai mult. Da. La momentul ăsta, pe transport electric, avem totuși trolee noi, o mare reușită. Anul trecut deja aveam toate troleele, nu mai rulăm anul acesta cu trolee vechi, avem numai trolee noi în rulaj. Vom introduce și aceste nouă autobuze, asta ne ușurează un pic munca, că degrevăm celelalte autobuze, nouă autobuze îmi rămân în rezervă, chiar dacă mai vechi, care mergeau pe traseu 2, vom avea o degrevare a parcului. Ne descurcăm destul de greu cu piețele de schimb la o flotă destul de veche, e dificil, dar ne descurcăm. Da, astea sunt dezavantajele unei flote vechi, dar sigur trebuie rezolvate aceste probleme. Spuneați mai devreme că se va lansa procedura de achiziție pentru autobuze noi. Mă gândesc acum că odată lansată această procedură, odată făcută achiziția, odată organizată licitația și făcută achiziția, n-ar trebui să mai dureze chiar mult, așa mă gândeam. Depinde. Licitația va fi tot publică. De data aceasta va fi organizată de OAT, adică de Primăria Municipiului Ploiești. Se poate înscrie oricine din Uniunea Europeană. Autobuzele vor fi autobuze de 10 metri. Ele ar trebui să ruleze prin proiect pe traseu 35-35 parat și cu extensie printr-un parteneriat realizat cu extensie către Comuna Aricești și Rahovani, cu opriri în parcul industrial iar Ploiești și cu totodată și cu extensie în parcul Aricești. Da, asta e o veste bună și mă face să deschid subiectul acelei inițiative care prevede înființarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, ADI, mobilitate, în care Ploieștiul să se asocieze cu mai multe localități, cu vreo 14 localități, dacă mi-aduc bine aminte, tocmai pentru a înființa o rețea de transport public între toate aceste localități. În jurul Ploieștiului. Da, primii pași s-au făcut, se constituie asociația de dezvoltare intercomunitară. Urmează următorii pași, care nu sunt simpli, sunt niște pași destul de laborioși. Vor trebui stabilite tarife pentru zonele respective, pentru localitățile respective. Va trebui semnat pentru fiecare localitate contract în parte cu ADI-ul. Lucrurile vor... Da. Dar, domnule director, ținând cont de istoria recentă a Ploieștiului, de experiența celorlalte asociații de dezvoltare intercomunitară și amintesc de ADI Termie, de ADI Salubritate, lucrurile nu au mers tocmai bine, cel puțin cu aceste două ADI-uri. Acum, eu ca ploieștean, când aud de ADI, parcă am o strângere de inimă. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, constituirea, înființarea acestui ADI Mobilitate afectează în vreun fel activitatea TCE? Adică TCE-ul, transportul public în Ploiești, este afectat de faptul că va fi extins în jurul Ploieștiului în 14 localități? În principiu nu, pentru că nu neapărat TCE-ul trebuie să fie cel care operează în toate aceste rute. Aceste rute pot fi atribuite și unor terți operatori care îndeplinesc condițiile. TCE Ploiești își va asuma cu siguranță atât cât poate parcul TCE-ului să facă față. Nu poți să-i ceri unui operator să își asume executarea unui contract pe care el nu are mijloacele necesare. Bun. Nu s-a pus pe masă întregul proiect. Nu știm cu ce aport în natură de bunuri va veni poate Consiliul Județean. Nu știm cu ce aport în natură poate vor veni celelalte UAT-uri. Nu știm acest element. Pe parcurs, poate că mai vor fi și alte axe de finanțare prin care inclusiv Consiliul Județean poate achiziționa mijloace de transport. Pe parcurs vom vedea cum se derulează acest proiect. Pot să vă spun din experiența celorlalte ADI-uri înființate că în general, în toată țara, ADI-urile metropolitane, așa zise, există legislație și pentru ADI-uri metropolitane, apărute chiar anul acesta în luna iunie.
ADI-urile acestea făcute pe transport, în general, ele s-au conceput și s-au realizat în jurul municipiului reședință de județ. Cu încercarea de dotare a operatorului municipiului reședință de județ, astfel încât el să se poată extinde. Nu poți neapărat, dacă rămâi cu același tip de mijloace de transport, să îți asumi să mergi până la Boldez sau să mergi, nu știu, până la Rachier sau să mergi până la Băicoi cu același parc. Sunt discuții care cele două administrații sau cele mai multe administrații componente ale OAT-urilor se vor așeza într-o zi la masă și le vor spune calm, cu argumente pro-contra, cu, bineînțeles, fiecare cu ce participă. Astea sunt lucruri care nu pe noi operatorul, cum să vă spun, nu e treaba noastră. Noi ne supunem dacă deciziile vor fi acelea care vor fi. Noi, dacă facem față, ne vom supune. Deocamdată, ce este important pentru municipiul Ploiești este că suntem unul dintre singurile municipii reședință de județ în care tarifele au rămas neschimbate în anul 2020. Un lucru foarte benefic pentru cetățeni, în general. Bun, avem o problemă în ceea ce privește calitatea, dar totuși tarifele, care eu zic că cel mai important lucru e să ai un transport, da, la un tarif cât mai acceptabil pentru populație și totodată și de calitate. În ceea ce privește acceptabilitatea, da, pentru populație, suntem încă pe tarife mai mici. Vom vedea anul viitor ce ne va rezerva. Vă spun și noi avem influențe foarte mari, din ce în ce mai mari, greu de suportat, dar în discuțiile cu primăria am zis să amânăm aceste discuții undeva anul viitor. Greu de suportat pentru societate. Motorina o plătim dublu față de anul trecut. Curentul electric și avem transport electric, jumătate din, aproape din transportul din Ploiești, odată cu venirea și celor nouă mijloace de transport electrice și poate și cu venirea celorlalte, clar se va duce spre minim jumătate transport electric. O componentă importantă. Curentul este foarte scump. Am așteptat și noi cu nerăbdare acea ordonanță. Nu sunt nici acum lucrurile clare. Nu ne-au venit facturile pe luna august, septembrie și octombrie. Ne așteptăm la niște facturi foarte hiperate, foarte mari, de niveluri ridicate, fort pentru aceste luni. Da. Este incredibil ce se întâmplă în această zonă. Și în același timp este de apreciat faptul că biletul de autobuz și abonamentele au rămas la același tarif, în ciuda faptului că, iată, prețul combustibililor auto a crescut enorm. Am încercat să facem și niște eforturi în ceea ce privește creșterea veniturilor directe, nu cele din subvenții, nu cele subvenționate. Nu știu dacă sunteți cu siguranță la curent că de vreo 3 luni de zile în municipiul Ploiești se derulează acțiuni foarte ample cu un dublu scop. Atât de a scădea frauduluzitatea, adică călătoria fără bilet, cât și de a crește siguranța cetățeanului în mijloacele de transport. Asta e o acțiune pe care am făcut-o în premieră anul acesta împreună cu poliția locală și cu jandarmerie. Pentru că, sincer, semnalele erau că lucrurile derapaseră spre o zonă neagră aici, în această zonă. Da. De la cetățeni, în primul rând, erau aceste semnale. Da, și domnule director, vor continua aceste acțiuni și anul viitor, de exemplu? Cu siguranță, aceste acțiuni vor continua, pentru că ne-am dat seama că sunt eficiente în cele două direcții. Pentru creșterea siguranței cetățeanului, totodată pentru asigurarea pentru noi a unor venituri și scăderea acestei frauduluzități, care era destul de mare. Domnule director, stațiile de autobuz, anul viitor s-ar putea umbla un pic la ele? Unele dintre ele nu arată deloc bine, altele nu sunt amenajate deloc. Deocamdată există o preocupare a municipiului Ploiești pentru a încerca atragerea unor fonduri, unor granturi, așa cum a făcut, de exemplu, Clujul, prin care să modernizăm aceste stații. Este un proiect care este în derulare. Dacă acest proiect nu va avea o finalitate pozitivă, cu siguranță va trebui să facem ceva. Pentru că, într-adevăr, anumite stații arată, sunt învechite, inclusiv cele după centru. Noi încercăm să le igienizăm, să le... În același timp, cum să vreau să vă spun, avem în continuare o mare problemă cu vandalizarea acestor stații. Stațiile de tramvai care au fost făcute pe fonduri europene
Sunt din ce în ce mai multe cazurile de vandalizare a acestor. Și vă spun sincer că după ce noi facem reclamații, după ce noi ne adresăm organului de cercetare penală, după ce punem la dispoziție, chiar și filmări, dar și alte probe, din nefericire, nefiind niște acte atât de importante, poate, pentru cei care instrumentează aceste cazuri, se lasă doar cu neînceperea urmăririi penale, eventual o amendă. Noi trebuie să ne recuperăm prejudiciul mergând pe calea instanțelor civile. Aceste procese durează foarte mult. Autorii de cele mai multe ori sunt minori. Nu pot fi trași la răspundere așa de ușor. E foarte complicată această zonă. Cred că amplasarea de camere, mai multe în municipiul Ploiești, cred că administrația, din ce am discutat eu, are în vedere așa ceva. Are în vedere un astfel de proiect cu amplasarea de camere în zona stațiilor de transport în comun. Din fericire, nici lumea nu e cea pe care ne dorim noi sau care ar trebui să fie. Avem foarte multe faguri. Stațiile au fost determinate ca model undeva în anul 2007. Nu sunt dintre cele mai nimerite pentru un oraș. Avem din nefericire foarte multe stații care nu sunt dotate nici măcar cu copertină, pentru că spațiul pe care sunt ele amplasate, aceste stații, este foarte mic. Trotuarele sunt foarte înguste. Municipiul Ploiești are foarte multe stații amplasate în zone în care străzile sunt înguste, zone care nu sunt bulevarde. Dar încercăm pe cât posibil să rezolvăm aceste lucruri. Clar vom ajunge la o concluzie. Am avut foarte multe discuții pe această temă cu domnul primar. Ne-am gândit la un moment dat să venim cu două modele de stație. Un model care se pretează pentru bulevardele largi și un model care se pretează în interiorul cartierelor, acolo unde nu ai decât un stâlp, da, pe care pui stația, și un mic trotuar. Nu poți să amplasezi o stație cu lățime așa cum cer standardele acolo de 3 metri pe 1 metru. Nu ai cum. Nu ai spațiu necesar. Ești în carosabil cu ea. Dar vom găsi. Trebuie să găsim niște soluții. Noi, ca societate, nu am putut să facem singuri acest lucru, pentru că noi încă suntem pe o pierdere, nu suntem pe un profit. Nu avem bani de investit. Am face noi acest lucru. Dar am înlocuit copertine. Am înlocuit acel poliplan, așa cum sunt ele gândite, pe care îl înlocuim cel puțin o dată pe an. Am înlocuit anul trecut și anul acesta vreo 40% din el, anul trecut într-o proporție de 70% din el. Vreau să vă spun că le-am durat mai mult de câteva luni de zile până când acel poliplan, acel material din plastic, a fost vandalizat. Da. Și apropo de vandalizări, domnule director, mi-amintesc că pe parcursul acestui an au apărut în spațiu public niște fotografii, niște filmări cu diversi cetățeni ai orașului, care, aici nu e vorba de vandalizare neapărat, dar e vorba de lipsă de bun simț, care stăteau cu picioarele pe scaunele din față, murdăreau. S-a întâmplat ceva cu acei domni? Au fost sancționați într-un fel? Au fost, în general, date amenzi de poliția locală pentru turbularea publice, comportament abuziv în spații publice, pentru că autobuzul e un spațiu public. Dar, vă dați seama, acele amenzi pică pe capul părinților, că în general acei indivizi erau tineri, pică pe capul părinților, care ori urechea, nu ori urechea, te duc la impozit, altceva nu ai ce să faci. Asta este legislația, nu putem nici noi fi abuzivi să ne apucăm să luăm alte măsuri. N-ai cum. Eu nu sunt adeptul decât respectării legii. Și asta e. Ne confruntăm cu acest lucru în continuare. N-avem ce fac. Să știți că și Bucureștiul are o problemă. Eu mai țin legătura cu colegi de-ai mei similar, director de STB sau cu compania de transport Cluj, CTP Cluj. Și ei au probleme în continuare. Avem aici un teribilism al tinerilor care se poate manifesta în aceste zone mai ușor. La anumite ore am avut un grup de tineri care ne-au făcut probleme pe zona de nord foarte mari. Din fericire, atât cu intervenția poliției, cât și jandarmerie, cât și poliția locală, în ultima perioadă fenomenul s-a oprit, să spun. În fiecare zi aveam acest fenomen de a arunca, de a înjura, de a
ca în autobuz, de a crea neplăceri călătorilor. Și au fost niște acțiuni mai ample și, din fericire, s-a oprit fenomenul. Ăla era un fenomen deja de masă, adică se întâmpla zilnic în, pe zona nordului și undeva și spre zona traseului 104, spre Mihai Bravo. Și era același grup de tineri, teribiliști. Da. Domnule director, revenind în curtea TCE, la un moment dat, pe parcursul acestui an, v-ați confruntat cu, știu eu, o tentativă de grevă, nu știu dacă pot să o numesc așa. Seara a fost anunțată o grevă, a doua zi nu a avut loc, lucrurile au. Dar oamenii au intrat oarecum în panică, gândindu-se cu ce merg la servici sau cu ce merg copiii la școală a doua zi. Voiam să vă întreb dacă, din punct de vedere sindical, ca să zic așa, lucrurile sunt în regulă acum la TCE Ploiești. Bun, cred că atunci a fost așa un pic de necunoaștere a cadrului legal. Într-un final, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu liderul de sindicat, lucrurile au intrat într-o normalitate. Eu am un contract colectiv semnat cu reprezentanții angajaților, adică cu sindicatul reprezentativ, care este valabil până anul viitor, în 30. Toate drepturile prevăzute în acel contract colectiv de muncă sunt asigurate la zi. Acolo era vorba de a cere niște drepturi peste acel contract colectiv de muncă în vigoare. Mi-a explicat că nu se poate acest lucru. Mai ales faptul că eu, totuși, ca director, la negocierea contractului colectiv de muncă, care să începe să aibă valabilitatea anul acesta, se derulează până în anul 2023. Am ținut cont și am luat în calcul, spre deosebire de alte societăți care n-au reușit să facă ceea ce eu am făcut până acum. Am luat o calcul, o majorare salarială de la 1 ianuarie 2022, care să atenueze inflația prognozată de la acest moment. Acel moment, dacă vă aduceți aminte, în ianuarie se vorbea de o inflație de 10% pe anul 2022. Acel 10% l-am pus în noile creșteri salariale, în sumă fixă, pentru toți salariații. Totodată, văzând că inflația a început să derapeze, imediat cum guvernul a dat acea posibilitate legislativă ca valoarea tichetelor de masă, și atenție, nu obligatorie, a creat portița. Tichetele de masă să poată crește ca și valoare. Eu am realizat această creștere a tichetelor de masă începând cu 1 august. Salariații nu mai au în medie 4 milioane tichete de masă pe lună, 400 de mii de lei vechi, adică 4 milioane, 400 de lei, adică 4 milioane. Nu mai au 4 milioane de lei vechi, ci au, începând cu 1 august, 6 milioane de lei vechi. Deci am avut și acolo o creștere de 200 de lei. La acest moment, mai mult nu ne permite. Am mai adăugat și niște mici bonusuri, să zicem așa, pentru o martie, pentru doamne, am mărit valoarea tichetului pentru Crăciun, da, pentru Paște, cu cât mi-a permis legea. Și, bineînțeles, și buzunarul TC, pentru că asta e, nu ai ce face. Noi avem destul de mulți salariați, orice creștere. Să vă dau un exemplu așa, la noi creșterea salariului brut, brut, da? Pe societate cu 100 de lei înseamnă 1 milion. Dar dacă pui și sporurile care se adaugă la brutul respectiv, nu înseamnă 1 milion, ci înseamnă aproape 16 milioane. Creșterile la noi sunt semnificative ca și valoare absolută, da? Când pui 1 leu. Pentru că suntem mulți. Sunt 1.000, nu mai sunt 1.000, sunt 900, până 900 de salariați. Și aici am făcut niște eforturi. Eu am plecat cu un număr de salariați când am luat mandatul în 2017, de 1.056 de salariați, și acum avem până 900. Deci avem o reducere de personal prin optimizări, prin diferite metode pe care le-am aplicat, da? De peste 150 de salariați. Nu cred că puține, cred că sunt societăți comerciale în municipiul Ploiești care poate să spună că în timpul ultimului management de 5 ani de zile au redus numărul de personal prestând același serviciu. Da. Domnule director,
Cum credeți că va fi 2023 pentru TCE Ploiești și pentru ploieștenii care utilizează transportul public? Eu îmi doresc ca pentru TCE să fie un an bun, în sensul că salariații să fie mulțumiți, vom avea din nou negocieri salariale, să fie mulțumiți, plătiți pentru adevărata lor muncă. Da? Îmi doresc să nu avem sincope vis-a-vis de plata salariilor și bune salonerile pe care încă le avem cu Agenția de Administrare Fiscală, cu ANAF-ul. Totodată, îmi doresc pentru cetățeni să vadă cât mai multe îmbunătățiri ale calității. Încercăm să facem asta și, de ce nu, cât mai un comportament cât mai corect al salariaților noștri. Unde trebuie să recunosc că avem niște probleme. Încerc să rezolv aceste probleme și nu am întotdeauna o colaborare din partea salariaților așa cum eu aș dori. Și înțeleg nemulțumirea cetățenilor. Le spun de foarte multe ori, dragilor, aveți un comportament corect față de cetățeni. Nu ne costă nimic să fim un pic mai puțin agresivi, să respectăm, să oprim în stație atunci când vedem un bătrân care nu a reușit să fugă, să o ia la fugă, să prindă autobuzul. Să fim mai plini de solicitudine, pentru că asta este, de fapt, cartea noastră de vizită. Să știți că este foarte greu. Majoritatea salariaților noștri trăiesc încă un pic în trecut și nu vor să înțeleagă aceste lucruri. Și știți că omul, când vrei să-l schimbi și să-i impui o anumită conduit nou, e un pic refractar. O anumită inerție, da. Da? Da, lucrurile astea se reglează, domnule director, și bine ar fi să se regleze cât mai repede. Da, cam asta îmi doresc. Și pentru ce începui plăiești? Autobuze cât mai repede noi, că îi înțeleg. Și eu am călătorit în câteva mijloace de transport pentru a vedea, bineînțeles, cum sunt condiții. Nu sunt cele mai bune în toate. Într-unele da, într-unele nu. Și eu îmi doresc să nu mai circulăm cum circulam în copilăria mea, când mergeam cu 30, de exemplu, făceam naveta de la Sur, că învățam la o școală din Nord, la școala 24, și făceam traversa în Ploiești. Mergeam de multe ori pe scară. Bun. Nu suntem în această situație astăzi în municipiul Ploiești, sub nicio formă. Avem o frecvență, poate una dintre cele mai bune frecvențe din țară. Da. Dar se poate și mai bine. Da. Să terminăm pe acest ton optimist, domnule director. Vă mulțumesc pentru această discuție. Sper că va fi pe interesul tuturor ploieștenilor. Vă mulțumesc încă o dată, domnule director. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Până când ne vom revedea, toate cele bune. Toate cele bune.